Urmăriți un nou tutorial despre freestyle football. De data aceasta la schema TATW, Tuzani Around the World. Tuzani este cel care a inventat-o. Se poate observa destul de ușor că această schemă începe cu mișcarea pentru ATW. Aveți mai jos linkul către tutorialul meu pentru ATW. Doar că până să terminăm de executat tricul ATW, înainte de a face rotația completă, vom executa o săritură pe piciorul de sprijin. Dacă facem Tuzaniul cu piciorul drept, vom sări pe piciorul stâng, evident, pentru că piciorul stâng este cel care se află pe sol. Cam la 3 sferturi din mișcarea pentru tricul ATW, vom sări pe stângul și vom lovi mingea în sus. Piciorul stâng se deplasează în dreapta, pe deasupra mingii. La acea lovire a mingii în sus, piciorul trebuie să se miște din articulația gleznei. Articulația gleznei este cea importantă aici. Este o sficuire, o biciuire a mingii. Lovitură scurtă cu partea frontală a adidasului, prin care trimite mingea în sus în timp ce sărim de pe piciorul stâng. Atenție, mișcarea în jurul mingii, mișcarea pe care o executăm la început, trebuie efectuată la un nivel apropiat de sol. Și de asemenea, nu trebuie să o faceți amplu, piciorul trebuie să se ducă îndeaproape în jurul mingii la nivel apropiat de sol.